Salut! În videoclipul acesta vreau să-ți prezint un nou tip de staking disponibil în ecosistemul MultiverseX prin care o să obții un randament mai mare cu același risc, dar cu beneficii extra. O să-ți prezint tot ce trebuie să știi pentru acest tip de staking, avantaje și dezavantaje. Dar înainte să începem, dacă apreciezi acest conținut, apasă pe butonul de like și lasă-mi și un comentariu, pentru că mă ajută tare mult cu algoritmul YouTube. Probabil ai ghicit, este vorba despre liquid staking. În următoarele minute vreau să-ți prezint ce este liquid staking-ul împreună cu avantajele și dezavantajele lui. Până acum trebuie să știi că există în ecosistemul MultiverseX 3 protocoale, două care sunt live pe mainnet, adică pe rețeaua principală, și unul care urmează să se lanseze. Cele două care sunt deja live sunt vgld.vestax.finance, care are un API de 9,67%, și apoi următorul este liquid.staking.agency, care are un APR de 8,6%. Totuși, dacă alegi să nu folosești liquid staking și rămâi la staking-ul normal, o să-ți dau și un tips. În cazul în care plănuiești să-ți ții monedele la staking pe termen lung, și anume minim un an, nu-ți bate capul să cauți furnizorul de staking cu cel mai mare număr de noduri sau service fee-ul cel mai mic. Service fee-ul nu contează pentru că este oricum inclus în APR-ul final. Dacă ai de gând să ții monedele pe un an la staking, te sfătuiesc să alegi furnizorul de staking care are APR-ul cel mai mare, pentru că reward-ul după un an este aproximativ suma pe care o vezi afișată pe ecran în momentul când pui la staking. Am spus aproximativ deoarece APR-ul poate să mai scadă între timp. În schimb, dacă plănuiești să nu ții foarte mult monedele la staking, ar trebui să ții cont de numărul de noduri să fie cât mai mare, pentru că zilnic nodurile care validează tranzacții sunt alese random și alea primesc reward. Iar un furnizor care are mai multe noduri îți aduce șansa să primești reward mai des, și anume aproape zilnic. Un furnizor de staking care are un singur nod ar putea să nu primească reward 5-6 luni, iar în următoarele 6 luni să primească reward zilnic. Ideea pe care ar trebui să o reții este că APR-ul afișat este calculat pe un an. Dacă stai la staking pe un an, o să iei reward-ul afișat. N-are importanță că într-o zi primești reward și în două zile nu primești, pentru că pe un an tot acela o să fie, tot aia o să fie dobândă. În schimb, dacă stai pe o perioadă mai mică la staking, ai șanse să primești mult mai puțin decât este afișat pe ecran, de exemplu dobânda să fie de 8% și tu în două luni să primești doar 2% din cauza că nodul furnizorului de staking nu este ales. Deci, pe scurt, când alegi un furnizor de staking și ai de gând să ții pe termen lung, nu contează atât de mult nodurile, dar dacă vrei să ții Eagle-ul la staking pe termen scurt, ți-aș sugera să cauți un furnizor care are mai multe noduri. Poți verifica treaba asta pe Eagle.info, te duci la Best Buy și alegi Eagle Staking. Și aici poți să bifezi acest checkbox cu Hide Full Provider și o să vezi doar cei care sunt disponibili. Aici vezi numărul de noduri. Acest furnizor are 4 noduri, 5 noduri, 24 de noduri, Cristei, care are un APR de 8,84% și așa mai departe. Aici vă puteți uita după ce vreți voi, câți useri au depus la agenție, numărul de noduri. Încă ceva, atunci când pui la staking Eagle și vezi că agenția nu este ocupată în proporție destul de mare, ar trebui să ții cont că atunci când Eagle se adaugă la staking și agenția se ocupă în procent de aproape 100%, reward-ul primit o să scadă. Să-ți dau și un exemplu. Dacă alegi o agenție care este ocupată în procent de 20% și reward-ul este de 9% primit, iar între timp depun oamenii Eagle la staking la acea agenție, reward-ul primit o să scadă poate la 8%. Acesta este doar un exemplu, nu trebuie să-l luați chiar mot-a-mo. Dacă cauți o agenție care este ocupată în procent de 99%, să zicem mai are loc numai de câțiva Eagle, 10 de Eagle sau așa, atunci APR-ul nu prea are cum să scadă semnificativ. Revenim la discuția despre liquid staking. Să vedem prima dată ce este acesta și care sunt avantajele și dezavantajele lui, cu toate că eu am găsit mai mult avantaje decât dezavantaje. Ca și avantaje, primul avantaj este autocompounding-ul sau reinvest care se face zi de zi din cauza că agențiile care au liquid staking au o sumă foarte mare de Eagle la stake și chiar merită să faci reinvest zilnic. Dacă tu îți pui un Eagle la staking în X Portal, nu se merită să faci reinvest zilnic pentru că o să plătești o taxă mai mare de tranzacție decât reward-ul pe care îl primești. În schimb, când pui o cantitate mare de Eagle la stake, reward-ul pe care o să-l primești zilnic este foarte mare și merită să faci reinvest. Pe lângă asta, banii depuși într-un protocol de liquid staking sunt lichizi. Dacă o să ai nevoie de lichiditate, poți schimba instant înapoi în EGLD fără să trebuiască să aștepți o perioadă de 10 zile de unbonding cum trebuie să faci la X-Portal dacă ți-ai pus Eagle-ul la stake. Dacă vrei să-l retragi de la stake, trebuie să aștepți 10 zile. Și procedura este simplă. Pur și simplu, în loc să pui în X-Portal la stake, mergi pe site-ul lor, de exemplu liquid.staking.agency, și depui un Eagle și o să primești în schimb un token LEGLD care înseamnă că ai un Eagle la staking la ei.
Din cauza reinvestului care se face zilnic, tokenul pe care îl primești, LEGLD, se apreciază zilnic în raport cu EGLD. În prețul tokenului este adăugat și reward-ul, asta trebuie să reții. De exemplu, pe DEX-ul OneDEX putem observa acest lucru. Un LEGLD, dacă este schimbat în EGLD, o să primești 1,0063 EGLD. Sau dacă vrei să schimbi invers, dintr-un EGLD o să primești 0,9872 LEGLD. Protocolul liquid.staking.agency este creat de furnizorul de staking, Staking Agency, și dacă mergem pe validator pe Explorers, putem observa că Staking Agency este al patrulea validator ca mărime în ecosistemul Multiverse X, cu număr de 183 de noduri. Agenția deține la staking 830.000 de token EGLD, din care, dacă ne întoarcem înapoi pe site-ul lor, vedem că din cei 830.000 de token EGLD la staking, putem observa că 1,53% sunt adăugați în protocolul de liquid staking, adică sub forma de LEGLD. Asta înseamnă că utilizatorii au depus deja 12.699 de EGLD în protocolul lor de staking și există mintați 12.699 de token LEGLD. Avantajul principal al liquid staking-ului este că nu trebuie să aștepți 10 zile după ce dai un stake. Ai libertatea să treci în EGLD simplu și să-l folosești unde vrei tu în cazul în care ai nevoie de lichiditate. Poți face asta pur și simplu de pe OneDEX, cum ți-am arătat înainte. Mergi pe OneDEX, te duci la swap și schimbi din EGLD în absolut orice token vrei tu. În schimb, mai există și varianta să mergi la ei pe site și să dai undelegate la tokenii pe care i-ai tu, dar în cazul acesta o să trebuiască să aștepți 10 zile exact cum este la staking-ul din Xportal. Sau mai ai încă o variantă cu o taxă de 2% să dai undelegate now. Dar eu cred că este mai rentabil să faci swap pe OneDEX din LEGLD în EGLD. Chiar am verificat acest lucru și este mai rentabil să faci swap pe OneDEX decât undelegate now cu un fee de 2%. Singurul dezavantaj pe care îl găsisem, dar s-a dovedit că nu este un dezavantaj, este următorul. Înainte credeam că nu este posibil cu liquid staking de la cele două protocoale din ecosistem care sunt deja live să particip la X Launchpad, dar am pus o întrebare pe grupul Multiverse X SDT, unde mi-a răspuns cineva din echipa Staking Agency și spunea așa: o să fie un smart contract făcut de echipa Multiverse X în care deținătorii de LEGLD sau VEGLD și așa mai departe își vor putea bloca monedele lichide pentru a fi luate în considerare la snapshot-urile pentru X Launchpad. LEGLD este protocolul celor de la Staking Agency și VEGLD este protocolul celor de la VEGLD.vestex.finance. Și v-am spus și de X Launchpad, să vedem ce este acesta. X Launchpad este launchpad-ul construit de echipa Multiverse X și criteriul de participare este să ai ego la staking și mai nou să se poată participa și cu Max sau chiar liquid staking pentru Hatton Protocol, care o să fie următorul proiect ce se va lansa prin X Launchpad. Până acum, pentru EGLD-ul la staking se făcea un snapshot și pe baza snapshot-urilor acelea se determinau tier-urile de participare. De exemplu, pentru un EGLD până acum se puteau cumpăra 4 bilete de loterie, iar prețul pentru un tichet era de 50 de dolari. Și pe final, singurul dezavantaj la care m-am putut gândi este să fie hackuit protocolul sau exploatat într-un fel sau altul. Acesta a fost videoclipul de astăzi, sper ca informațiile prezentate să vă fie de folos. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici și vă invit să mă urmăriți și pe Twitter, să vă alăturați și în grupul de Telegram și noi ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.